Iată. N-am bătut singur. Suntem dezamăgiți, bineînțeles. Am fost mai bun ca noi la fazele fixe. Știam lucrul acesta dinainte. Din păcate n-am putut să-i oprim. Câteodată nu e de ajuns să știi sau nu înseamnă că am greșit neapărat noi, ci și bravura adversarilor, pentru că sunt jucători foarte înalți și foarte puternici. E marea bombă asta noastră în fazele fixe? Nu cred. Am dat și gol din faze fixe. Cred că în faza de apărare suferim datorită gabaritului nostru. Dar sper să reușim să creștem pe viitor. Ce ne facem cu calificarea acum? Ce ne facem cu calificarea? Da, bine. Devine din ce în ce mai dificil. Știm asta. Sperăm să reușim să câștigăm în Austria. Atâta timp cât mai avem șanse matematic, nu renunțăm. Dar totuși nu vi s-au turnat, cum se zice, plumbul în ghete pentru meciul cu Austria, când vedeți că totuși... Nu, din contră, pentru că în datoria să câștigăm acolo ca să ne revanșăm de acest public minunat care a fost astăzi la Constanța, care ne-a susținut pe toată durata meciului și după, aplaudându-ne. Cred că din această înfrângere singurul aspect pozitiv e faptul că nu am renunțat până la sfârșit, că am încercat să întoarcem meciul. Din păcate n-am reușit, dar dacă jucăm cu această ardoare, această determinare, cred că pe viitor vom reuși să scoatem multe rezultate pozitive. Dar de ce ne-am trezit așa de trezit? Nu, cred că am jucat bine toată repriza a doua. Spune de gabarita din Boian, în chip, să simți. Se simte, pentru că sunt jucători de valoare, sunt jucători care au multe meciuri la echipa națională. Eu cred că... Secunda și central de astăzi, Atera 2, că și Tamaș au jucat bine, au avut de luptat cu Zighiș, care are peste 2 metri. Probabil experiența lui Chiu ne-ar fi ajutat foarte mult. Această eventuală ratare a calificării duce pe Cosmin Condra și spunea că se retrage în națională. Crezi că și alți jucători vor face acest pas? Nu știu, dar văd că am grăbit cu... Nu știu dacă asta e dorință. Nu, mă, că am grăbit cu ratarea calificării. Eu cred că, da, avem șanse foarte puține, dar optimismul nu ne-a stricat, nu? Să vin cu toți optimiști, pentru că atât pesimist în jurul echipei naționale am văzut de mult.